plante tipo ceruta extraordinaria che data da 11 anni a 2020. Comunità si presenta, Baetica Nicoletà. Vi essa presenta da tre stranissimi tenaggi alle propone. Bellissima Daniela. Bellissima. Presente. Fornello Antonio. Fornello Antonio. Absent. Dimitri Constantin. Presente. Presente. Enechescu Marian Daniel. Presente. Presente. Enechescu Dan Bogdan. Ene. Absent. Votul abțin. Votul abțin. Mai devreme, nu știu ce cu el, o să-l contactez eu. Să mă aminte cum intră, da? Leancu Florin. Prezent. Prezent. Valden Matilio. Prezent. Valden Lisa Mihau. Prezent. Lidia Marchisa. Present. Present. Costaru Patricia. Present. Present. Iacob Cezar. Iacob. Absent. Marinesa Marcel. Present. Present. Marinesa Sumena. Present. Present. Moldovan Stanioven. Present. Adrian Fucu, sunt prezent, am înțeles că m-a strigat. Da? Da, da. Prezent. Păunica Adriana. Prezent. Ferdinandu Cornel. Ferdinandu Cornel. Prezent. Prezent. Petrescu Cristian. Petrescu Cristian. Petrescu Cristian. Este prezent, dar o problemă cu conexiunea, cred. Deci prezent. Petrescu Elena. Prezent. Prezent. Popescu Romeo. Prezent. Prezent. Radu Constantin. Radu Constantin. Am văzut că era prezent mai devreme. E prezent. Prezent. Tudor Elena. Prezent. Tudorache Andrei Cristian. Prezent. Tudorache. Prezent. 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 Tudorache Livia. Absent. Tudorache Livia. Este și ea, se vede pe poză. Pe poză, pe... Dar trebuie să aduc în prezent. Da. Basiliu Mariana. Prezent. Prezent. Văduva Iuliana, prezent. Voicu Alin Ionuț. Prezent. Prezent. Voina Inocențiu. Voina Inocențiu. Absent. Bună ziua, Tudorache Livia. 25 de prezenți. Da, este și Livia, da. Am trecut oricum o să fie prezentă. Ordinea de zi. Doamna consilier Păunică.
Mulțumesc, doamnă președinte. Am de bună ziua, dragi colegi și colege. Propun suplimentarea ordinii de zi conform dispoziției numărul 4190 din 10.09.2020. Mulțumesc. Mulțumim. Propuneri, obiecțiuni? Eu mai vreau să iau cuvântul. Da, doamna consilier Galbenu. Așa cum colegul meu v-a notificat data trecută și a cerut ca pe ordinea de zi să fie adăugat un proiect în care se constată invalidarea mandatelor, vacantarea mandatelor pe consilieri în urma trecerea la candidaturi la altor pe listele altor partide de către colegii Elena Petrescu, Romeo Popescu, Flancu Florin, Adriana Păunica, Văduva Iuliana, Belu Sima Daniela, Băițica Nicoleta. Să mă corectați dacă am greșit, dacă n-ați candidat pe asta, dar conform codului administrativ nu se poate cere la propunerea primarului sau după caz la președintelui sau oricărui alt ales local. În prima ședință după apariția evenimentului. Deci demisia este considerată de drept odată ce ai trecut la alt partid. Este incorrect să continuăm așa fără să respectăm legea. Mulțumesc mult. Și aș dori să se ia nota în această ședință. Dacă au pregătit în mod normal, secretarul trebuia să prezinte. De data trecută s-a cerut. Mulțumesc. Trebuia să vină de la prefectură, nu a venit nimic de la prefectură. Conform codului administrativ, zice că și la solicitarea unui alt ales local. Da. Nu zice doar de la prefectură. Această solicitare. A făcut cineva? Nu, a făcut o ședință trecută. Deci codul a făcut. Administrativ, crede că trebuie făcut în scris. Ar fi trebuit să apară în procesul verbal, deci s-a făcut teoretic în document, ce s-a făcut solicitare oficială. Da, deci nu... Aș dori să iau și eu cuvântul. Alte propuneri, obiecțiuni, mai sunt? Mircea Galbenu. Da, domnule consilier Galbenu, spuneți? Da, conform... unui comunicat al prefecturii se spune că este la nivel de Consiliu această hotărâre, deci solicit alături de colegii mei din USR introducerea pe ordinea de zi a invalidării mandatelor menționate anterior. Mulțumesc! Cu plăcere! Mai sunt Deci solicitarea se face în scris, nu verbal. Se va introduce pe ordinea de zi în momentul în care dumneavoastră veți solicita în scris. Până atunci, nu se ia în considerare. Mulțumesc. Alte propuneri, obiecțiuni? Da, bine, dumneavoastră nu ar trebui să oferiți răspunsul, că sunteți chiar în urmă. Deci, în mod normal, secretarul trebuia să facă demersurile după solicitarea noastră de data trecută. Dumneavoastră ați solicitat data trecută încetarea mandatului domnului primar. Nu. Ați solicitat... Puteți să urmăriți înregistrarea. Colegul meu, Stelian Ene, a menționat mandatele, a menționat-o și pe doamna Elena Petrescu și a cerut și acest punct. Și trebuiau toate punctele care derivau din asta. Mulțumesc mult. Oricum, în procesul verbal este incomplet. Nu menționează intervenții. Mulțumesc mult. Da. Când primim în scris, să vă luăm în considerare. Trecem la ordinea de zi. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinei de zi. Votați, vă rog. Nu mai dacă putem, nu mai avem timp. Thank you.
Colegul Antonio Corneanu a venit. Am înțeles că este prezent și el. Sunt prezent, da. Prezent. Deci suntem 26 de consilieri prezenți. Ședința ordinei de zi a fost aprobată. Trecem la ordinea de zi. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Doamna președinte de ședință? Da, doamna Galbenu. Am o rugăminte să fie menționată intervenția anterioară în procesul verbal, nu ca acesta de acum. O să fie menționată intervenția dumneavoastră. Da, deci am solicitat invalidarea mandatelor și la fel solicităm și, mă rog, toate elementele care decurg din asta. Da, în regulă. Votați, vă rog, ordinea de zi. Cu 20 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog. Doamnă, o să am o intervenție pe procesul verbal? Ce spuneți, doamna consilier Galbenu? O să am este procesul verbal, punctul 1, da? Da. Deci este incomplet. Nu sunt, este foarte scurt și nu sunt... intervențiile și solicitările de suplimentare a ordinii de zi de data trecută, precum și o groază de poziții, nu sunt trecute. Eu nu susțin, nu sunt de acord cu procesul verbal. Deci nu îl voi vota. Mulțumesc. Înțeles. Deci, bine, votați, vă rog. Aprobarea procesului verbal. Să votăm aprobarea procesului verbal. Am făcut și mențiune acolo că nu s-au putut să suntem la ultima parte. Da. La mine nu a apărut asta. Votați, vă rog. Cu 14 procesul verbal a fost aprobat. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog, punctul 2. Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.
25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, propuneri, obiecțiuni. Nu sunt. Votați, vă rog, punctul 4. Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, propuneri, obiecțiuni. Nu sunt. Votați, vă rog. Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, propuneri, obiecțiuni. Nu sunt. Votați, vă rog, punctul 6. S-a intrat domnul consilier Iacob, așa mi-apare. Domnul Iacob, sunteți prezent? Iacob Cezar. Da, da, prezent. Prezent. Deci suntem prezenți 27 de consilieri cu 24 de voturi pentru proiectul de hotărârea a fost aprobat. Trecem la punctul 1 suplimentar. Propuneri, obiecțiuni? Am eu mai multe întrebări. Domnul consilier? Galbenu. Domnul Galbenu, poftiți. În primul rând, o întrebare legată de lista școlilor. Văd că unele au fost, nu știu, unii zic că le lipsesc condițiile igienico-sanitare. Ce înseamnă asta? Din partea aparatului de specialitate, dacă poate să zică ceva despre Cezar Boliac, înseamnă că nici orele nu se pot desfășura sau... Probabil. Da, alo, bună ziua, vă salut, Marius Popescu sunt. Deci, ce spunea Cezar Boliac, la Cezar Boliac, ce nu au, că toate școlile din sector au primit și grădinițele și licele au primit tot ce le trebuie pentru începerea anului școlar. Absolut tot. A, cu școală, după școală, fiecare care a cerut, dacă ați observat, au ieșit două, intră trei. Fiecare a considerat de cuvință să-și facă acest program, conform legii educației care s-a modificat acum recent, modul de funcționare al after school-ului se va fi identic cu cel de anul trecut. Deci, cu măsurile suplimentare de siguranță, fiecare își face mai departe tot scurt. Dacă vor veni părinții sau nu, nu se știe. Oamenii au făcut solicitare, cei care au făcut solicitare au și primit aprobare de la inspectorat, este lista anexată la hotărâre. Mulțumesc. Mai am o întrebare. Vă rog. 95 zice că desfășoară after school-ul online. Încă o dată, este la latitudinea fiecare unități, conform legii educației și a regulamentului de funcționare, fiecare unitate își decide modul de organizare. Ca și la școala obișnuită, fiecare școală are libertatea, autonomia
de a-și face programul. Vedeți că și în sector acum, chiar dacă scenariile au fost fixate la modul general, s-au adaptat fiecare școală la model gen, unii hibrid, alții verde, alții și așa mai departe. Deci fiecare școală își face programul. O întrebare legată de suma maximă pentru materiale. Pentru materiale? Materiale cu caracter funcțional necesar desfășurării activității. Sigur ajung 20.000 de lei pentru cu totul să vrea să un școlar și unitate de învățământ. Deci așa, s-a mers, așa a fost și anul trecut. Au fost funcționale, dar chiar au rămas ceva bani. Deci sunt asigurate sumele până la sfârșitul anului, cel puțin, fără niciun fel de probleme. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Mulțumim, alte întrebări mai sunt? Domnul consilier Boina, mă pare că a intrat și dumnealui. Sunteți prezent? Deci domnul consilier Boina nu este prezent. Votați, vă rog. Punctul 1 suplimentar. Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 2, suplimentar. Aici este vorba de rectificare de buget, nu de virare. Da? Cu mențiunea că s-a făcut o eroare. Propuneri, obiecțiuni? Dacă tot a venit, pot să intervin un pic? Doamna consilier Galbenă? Dacă tot a venit pe suplimentare și au fost ceva probleme cu comisiile, se poate să ne se facă o prezentare exactă. Domnul director? Bună ziua, stimați consilieri. La ce vă referiți? Probleme cu comisiile? Probleme tehnice sau? Tehnice, nu. Am înțeles. S-a transmis de link și alte tehnice. În această rectificare, alocăm bani pentru laptopuri, licențe, tablete pentru elevii din școli, unde depunem și pe proiecte europene, având în vedere că suntem eligibili să finanțăm 80% din aceste costuri. Dacă vă uitați, și veniturile au crescut pe proiecte europene pentru alocarea de sume pentru școli, pentru deschiderea anului școlar și funcționării acestui an în condițiile date. O curiozitate mai mult decât se poate să ne spuneți exact pe ce proiecte se aplică pentru aceste? Pe nimic, niciun fel de proiect decât achiziționare. Nu, proiectele sunt pe POR și pe POIM. Pe POC și pe POIM. Ghidul a apărut acum 3 zile. Da, asta vreau să verific. Da, POC și POIM. Domnul Popescu, avem de completare. Mulțumim. Mai sunt alte întrebări? Vedeți că e și domnul Voina. Domnul Voina. Da. Domnul Voina, sunteți prezent? Nu răspunde. Nu are, cred că probabil așa. Acum cred că am activat sunetul. Am răspuns, am și ridicat mâna și am și votat. Am și votat punctul trecut. În regulă. Vă trec prezent atunci. Vă mulțumesc. La spartul târgului. Păi asta este. Atunci ați intrat. Alte propuneri mai sunt? Așa, o întrebare tot pentru domnul director. Cine? Daniel. Domnul consilier Mechescu are întrebări pentru domnul director Ghețu, da? Da. Ce reprezintă cei 36 de milioane de lei în plus autorități publice și acțiuni externe?
Acolo s-au, au fost prinse tabletele care vor fi, procedura de achiziție se va derula prin primărie, ulterior ele fiind puse la dispoziție elevilor din școli. Mulțumesc. Mulțumim. Alte întrebări mai sunt? Nu? Votați, vă rog, punctul de suplimentar. Votați, vă rog. Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Declar închisă ședința. O zi bună în continuare. La revedere! Mulțumesc frumos! O zi bună! Numai bine!